Viitorul îngrijirii medicale. Spitalul George Emil Palade din Târgu Mureș, primul centru medical smart din România. Spitalul George Emil Palade din Târgu Mureș, unitate pilot pentru digitalizarea întregului sistem de sănătate din România, locul în care integrarea om-mașină reprezintă un nou concept de colaborare între factorul uman și avangarda tehnologiilor medicale. Logistica medicală inteligentă este filozofia care fundamentează proiectul Spitalului George Emil Palade din Târgu Mureș și care presupune implementarea unor componente specifice. Dosarul electronic al pacientului. Telemedicină. Automatizare și robotică. Big data și analiză predictivă. Inteligența artificială și învățare automată. Realitate virtuală și augmentată. Securitatea datelor. Spitalul George Emil Palade din Târgu Mureș este format din următoarele secții și compartimente medicale, care totalizează 176 de paturi. Chirurgie generală, urologie, ortopedie, gastroenterologie, nefrologie, neurologie, cardiologie, ginecologie și senologie. Spitalul George Emil Palade din Târgu Mureș include, de asemenea, un bloc operator compus din 8 săli de operație, secție ATI și compartiment postoperator, departament de triaj, ambulator și spitalizare de zi, laborator de analize medicale, laborator de imagistică medicală, farmacie, bloc de sterilizare și amfiteatre necesare desfășurării activităților didactice. Digitalizarea completă a sistemului de sănătate din România începe cu Spitalul George Emil Palade din Târgu Mureș. Proiect susținut de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și de Ministerul Sănătății.